Fănel Marian Chelu întreabă, întrebare pentru Romeo. Este adevărat că Gigi Becali ține anumiți jucători în brațe, indiferent de cum joacă? A asistat la asta cât a fost la Steaua? Mai buni, mai buni privitorii noștri decât noi cu întrebările, uite. Da, îi ține în brațe. Problema e alta. Îi ține în brațe. Da. E adevărat. Dar la un moment dat... Îi și aruncă. Da. Uitați cum a fost perioada mea la Steaua. Povestește-ne. Puteți să vă și uitați începutul. În fiecare... Bine, doar prima dată când am venit la Steaua. La Steaua era genul, când un jucător vine nou, trebuie să joace 100%. Da. E indiferent că nu este sau este în formă. Da. Pentru un jucător nou, când intră, mai ales străin, când intră într-un grup de băieți, de români, este greu ca să se adapteze, doar dacă ți-l acceptă grupul. Dacă jucătorul mai este și arogant și mai are și puțin nasul pe sus, e imposibil. Era imposibil în perioada aia. Pentru că Steaua era cel mai mare brand și nu numai Steaua, și la Rapid, și la CFR. Dacă tu vii că eu sunt cine știi, s-a terminat cu tine. Nu, tu trebuie să vii și să te integrezi. E greu, îți trebuie 2-3 luni de zile. Sunt puțini jucătorii care au intrat și se mulează direct. Trebuie să ai mare noroc. Asta e părerea mea. Da. Și ceea ce am simțit. Ei, după prima perioadă, vorbesc după primul an, m-am întors de la Brașov după aceea, după fiecare perioadă de pregătire, eu știam că nu joc titular. Eu eram pregătit și mă pregăteam pentru următoarea lună. O lună, o lună jumate. Pentru că știam că cine vine la Steaua nu poate să facă față. Eu știam treaba asta pentru că vedeam, eram acolo, eram înăuntru. Îți așteptai șansa. Și eu mi-așteptam șansa. Și atunci, că domnul Becali mai venea prin vestiar și făcea ca trenul în gară. Bă, nu jucați, vă bate joc, bla. Da, zic, și la un moment dat îl vedea pe Romică, îl vedea pe Bănele și cea. Bă, Bănele, tată, ha, bă, tată, trage echipa asta după tine. Și la un moment dat îl vedea pe Romică. Pe Romică, tată, dar tu nu mai joci? Și nu ziceam nimic, ce să-i zic? Bă, ce să-i zic? Îmi vedeam de treabă. Da. Și numai când mă vedea și din momentul ăla jucam.